Conducerea Spitalului Județean anunță că giurgiuvenii pot veni din nou la ecograful de la spital cu bilete de trimitere pentru că aparatul a fost reparat. Investigațiile sunt efectuate însă în limita bugetului alocat prin contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Câteva zile pacienții cu bilete de trimitere n-au putut să efectueze ecografii. Însă, începând de astăzi, am rezolvat problema și vor putea să vină și cei cu bilete de trimitere în limita fondurilor de la Casa de Asigurări la Spitalul Județean și la RMN și la CT. Noi facem aceste investigații cu trimitere în limita unui buget alocat. În afara ecografului de la Spitalul Județean mai pot fi efectuate investigații decontate de Casa de Asigurări la două cabinete medicale din municipiu, care sunt dotate cu echipamentele necesare. În aceste cazuri însă pot beneficia de investigații persoanele înscrise pe listele medicilor respectivi.